N-am visat nicio secundă să devin artist. Am visat să devin aviator. Am jucat peste 300 de spectacole pe an. Este probabil unica profesie unde ai posibilitatea să ai toate profesiile. Visul meu e să fac un teatru nou. Întrebarea care îi interesează toți ca hulenii, când va fi teatru nou? Este întrebarea care mi s-a adresat, cred că, de sute de ori. Cultura din Republica Moldova chiar a avut parte de niște conducători buni. Închipuiți ca și actor cum ți-ai scoate pielea ta pe viu. Și la muzicanți scoate 20 de lei și zice: băieți, eu vă rog frumos, cântați cântecul Nu mă dojeni nevastă, că m-o săturat toată noaptea. Dar o spus-o mai popular. Toată sala cea e mare, într-o explozie de focuri și vreo 4 minute nu s-au putut opri sala. În Republica Moldova există cultură. Vă salutăm și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes. Eu mă numesc Marius și continuăm să ne aprofundăm în lumea artei. La ediția de astăzi avem un artist și nu în orice tip de artă, dar în actorie și în teatru mai exact. Este vorba despre domnul Gheorghe Mândru, directorul teatrului Bogdan Pececu HD-ul din Cahul. Bună ziua încă și vă spunem bine ați venit. Domnule Gheorghe, vreau să vă rog să vă prezentați pentru cineva care nu vă știe. Mă numesc Mândru Gheorghe, sunt managerul teatrului Bogdan Petrececu HD-ul din orașul, din municipiul Cahul. La bază sunt actor de profesie, am făcut regia teatru masterat, unde după ce am făcut, am absolvit masteratul, am montat câteva spectacole în teatru din Cahul. Am mai avut o pauză, lucrez în teatrul din Cahul din 2000. Deci în 1998 am absolvit Institutul de Arte din Moldova, clasa profesorului Veniamin Apostol, specialitatea actor teatru cinema. Am lucrat 2 ani în teatrul Luceafărul din Chișinău, la care în 2000 am revenit, să zic așa, în Cahul, fiindcă sunt din preajmă. Și m-am angajat ca și actor la teatrul Bogdan Petrecicu HD-ul din Cahul. În 2003 am intrat la masterat deja Institutul de Arte, transformându-se în Universitatea de Arte, și am absolvit în perioada de 2 ani de zile cât am făcut masteratul la regie clasa profesorului Vitale Țapeș, conducător artistic, și Valeriu Țurcanu, conducător științific. S-a transformat și Universitatea de Arte în Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Aici, deja fiind absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, masterat. În 2005 am obținut masteratul, m-am angajat la teatru ca și regizor după masterat. Aici la Cahul, da, doar la Cahul. Am montat câteva spectacole și în 2008 am câștigat un concurs la Consiliul Raional Cahul, funcția șeful secției cultură, Raionul Cahul, unde am activat până în 2011. Iar în 2011 m-am reîntors la teatru, deja în funcția de manager, director de teatru, și iată, până în prezent suntem la cârma acestui teatru. Cum a fost perioada de pandemie pentru arta actoricească? Cred că pentru toate domeniile această perioadă a afectat și la propriu și la figurat mai toate direcțiile. Pentru teatru la fel a fost problematică perioada aceasta, deoarece s-au abandonat și s-au stopat toate spectacolele. Deja din martie, când am avut ultimul spectacol, chiar pe 8 martie am jucat în Oancea
și din 8 martie, dacă nu mă înșeală memoria, cred că în 20 august am revenit cu spectacol, cu permisiunea Ministerului, dar să jucăm deja în aer liber, în curte, ne-am amenajat o scenă improvizată acolo. Și iată, practic, o jumătate de an nu am jucat nimic. Da, recent am mai repetat, am mai readus, am avut și o montare nouă în această perioadă, dar vreau să zic că ne-a afectat foarte mult. În primul rând, ne-a stopat numărul de spectacole care trebuia să le jucăm. În al doilea rând, am avut deja inițiate două proiecte cu ICR București, Institutul Cultural Român din București, unde trebuia să mergem 10 zile în Ucraina, Basarabia de Jos, 10 zile în localitățile Vulcănești, Taraclia, Comrat, și să jucăm spectacole care pentru noi era o experiență frumoasă. Noi, deși anual facem acest proiect, o intitulăm Caravana Limbii Române, Caravana Teatrală a Limbii Române. Bine, s-a amânat proiectul, comunicarea cu spectatorul, care ne-a lipsit practic o jumătate de an. Și acum e foarte rar spectatorul, fiindcă jucăm mai două spectacole într-o săptămână. Acum cât în circulara sărbătorilor de hramul municipiului, iată, în comun, într-un parteneriat cu primăria municipiului Cahul, am avut 18 reprezentații unde am jucat spectacole pentru toți copiii din municipiul Cahul. Te-ai întors, Chichi? Ai trecut toate încercările? Da. Și ești gata să-ți primești mult așteptatul tău suflet? Nu. Nu? Nu? Într-adevăr, de ce plâng dacă n-am suflet? A fost o idee bună din partea primăriei și iată, chiar ieri a fost ultima reprezentație. Încercăm și noi să aducem copiii, să mergem la copii, dar exact cu aceeași strictețe sau atenție, respectând toate rigorile și normele, ca să nu avem cazuri de infectare. Câte spectacole ați avut înainte de pandemie, aproximativ pe săptămână? Totalul mereu îl calculam anual. Am ajuns într-un an, asta a fost 2016, am jucat peste 300 de spectacole pe an, în timp de o stagiune teatrală. Cam un spectacol pe zi. Cam un spectacol pe zi dacă tragem linia și scoatem și concediul. Cam așa. Bine, nu a fost chiar în fiecare zi, dar au fost zile când s-au jucat și 4 spectacole, și 2, și 3, în dependență de situație. Și s-au echivalat cumva. Dar asta a fost doar atunci, un an foarte, așa, și ne-am și oprit și noi, că ne-am supraobosit în perioada aceea. În rest, 240-250 de spectacole pe an. Dacă le facem raportul la un 10 luni lucrate, cam câte 25 de spectacole lunare, ceea ce ar echivala la împărțit la 4, iată, lângă 7 și pe săptămână. Avem tradiționalele spectacole, deci sâmbătă, duminică avem două spectacole la casă. Ele sunt bătute în cuie. Deci orice nu s-ar întâmpla, duminică sunt două spectacole la casă. Avem această colaborare frumoasă cu sanatoriul Nufărul Alb, unde în fiecare joie jucam spectacol pentru cei care se tratează, se odihnesc. Și până acum activează aceste contracte? În perioada pandemiei e și acolo o strictețe, cum și în toate domeniile, și acum nu suntem acolo. Și evident, spectacolele care se organizau de secția impresariat. Și ele undeva ajungeau câte 5-6 în săptămână. Cam așa era programul spectacolelor săptămânale. Preferați mai mult rolul dumneavoastră de manager al instituției sau de actor?
Acum, chiar de când îndeplinesc funcția de manager, ca și actor mai puțin am și timp și posibilitate. Am descoperit această calitate, să zic așa, de organizator, nu rău, în perioada când am făcut masteratul. Fiindcă însăși profesia de regie propune un organizator. Odată ce ne-am apucat de acel proiect mare, grandios, cu construcția noului sediu al teatrului Bogdan Petricei cu HJ din Cahul, grație grantului nerambursabil din partea Guvernului României, și cealaltă parte a grantului este vorba din partea Guvernului Republicii Moldova prin Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și ne-am focusat pe momentul organizatoric, momentul constructiv, momentul achizițiilor, momentele, tot ce ține de construcție, fiindcă e un proiect complicat, e un proiect foarte responsabil, și de aceea m-am focusat foarte mult anume pe momentul organizatoric. Când erați actor la Teatrul HD, comparați cumva perioada actuală cu perioada aia? Ei, știți cum, era perioada adolescenței, perioada tinereții, cum să zic așa, perioada frumoasă, și acum nu-i mai puțin frumoasă, dar mai mult se accentua perioada entuziasmului, tineri, visători, romantici, de aceea nu pot să spun că atunci a fost o perioadă mai zburătoare, acum o perioadă mai pasivă. Toate etapele sunt pline de evenimente, pline de inspirații și planuri, și într-un fel sau altul n-aș putea cataloga că atunci a fost o perioadă mai bună, acum mai puțin bună. Pentru noi însăși, doar cum v-am remarcat, doar ideea, iată, actorii noștri numesc strigătul sufletului sau dorința secolului de a săvârși acest proiect cu sediul teatrului, dar noul sediu al teatrului. Și pentru noi, în fiecare actor, în fiecare replică, în fiecare frază și sclipire de privire, este dorința să intrăm într-un nou sediu. Iată, și asta cumva ne acoperă tot celălalt spațiu gol, ca să ne înțelegeți, da? Întrebarea care îi interesează toți cahulenii: când va fi teatrul nou? Este întrebarea care ni s-a adresat, cred că, de sute de ori. Nu cred că aș greși dacă aș da așa un indiciu, dar eu cred că deja în vară, bine, maxim toamnă, toamna 2021, cred că vom invita toți cahulenii și nu numai, într-o sală modernă, nouă, adevărată, după toate rigorile inginerești teatrale, așa că cel târziu în toamna anului 2021. Așa, după cât știu eu cum merg lucrurile și după cum vedem acest apropiat viitor. Spuneți-ne trei lucruri neobișnuite despre dumneavoastră, ca om. Neobișnuite? Nu știu dacă nuanța de visător este obișnuită sau neobișnuită, dar sunt un visător. Pe lângă visător, cu toate că am descoperit că sunt și hotărât, dacă e obișnuit sau nu e obișnuit. Și al treilea, entuziast. Sunt un entuziast. Undeva sună un... În general, cei care sunt entuziaști, lumea normală, îi zic că sunt nebuni. Da, nebuni. Cred că am nimerit-o cu entuziastul, dar sunt un entuziast. Cred în niște gânduri, cred în niște vise, în niște realizări, le cred, fiindcă de-a lungul timpului, adică mi-am propus niște obiective, le-am ajuns, mi-am propus alte obiective, le-am desăvârșit mai departe, și de aceea cred în entuziasm. Vrem să știm cum a fost copilăria dumneavoastră și când a fost momentul în care ați hotărât că eu vreau să devin actor, vreau să îmbrățișez această profesie. Dacă toți actorii sau mai toți artiștii ne zic, sau 99% ne zic că ei și-au visat din copilărie să devină artiști,
Ei, uite, la mine e un oarecare paradox și îl caut și eu și nu, încă nu l-am găsit. N-am visat nicio secundă să devin artist în copilăria mea. Și vă spun sincer, aș putea să mint, să spun că da, eu când eram copil, așa de tare am vrut să fiu artist și mi-am visat toată viața, toată copilăria. Nu e adevărat. Eu, dacă ne-am înțeles să fim sinceri, chiar nu am visat nicio secundă. Am visat să devin aviator. Dar la timpul cel când am absolvit eu școala, anii 90-91, niște ani tulburi și cu conflictul militar cu Transnistria și cu alte nuanțe, nu a fost posibilă, deși acum e posibilă școala de aviație. Întâmplător, deci încercând eu pe la o școală să intru, nu am reușit, la altă școală nu am reușit, apropo de aviație, în Ucraina chiar am fost. Torcându-mă înapoi, deja tot timpul examenelor erau depășit deja. Eu am venit prin aproape sfârșit de august, unde toate instituțiile practic erau deja completate și cu examenele susținute. Și întâmplător, acasă, la acel radio pe perete, care era tradiționalul radio, îi ziceau Radio Tocică, s-a anunțat un concurs repetat la Colegiul de Arte din orașul Soroca, la specialitatea regie, teatru popular și obiceiuri populare. Eu nu știu nici cu spatele ce reprezintă această meserie sau această profesie. Pentru mine sarcina de bază a fost ca eu să plec de acasă și atât. Să plec, să, cred că așa fiecare adolescent, mai ales băiat, să-și demonstreze el însuși sine că el poate cumva să stea pe picioare. Cred că așa este în fiecare adolescent băiat, există acest sentiment. Și am plecat la Soroca, acolo am făcut cunoștință că de fapt asta e vorba de teatru. Deja am îndrăgit această meserie, nu în zadar mi-am îmbrățișat și profesia pe viață. După Soroc am finisat Institutul de Arte, tot la actorie, și după aceea am finisat și regia masterat. Nu mi-am greșit profesia, fiindcă, care e paradoxul, nici într-o profesie nu te chinui atât de tare, dacă o greșești, decât în artă. Nici într-o profesie. Să zicem un medic. Îi place, nu-i place, dar văzând, lucrând de-a lungul anilor, îndrăgește această misiune de a trata copiii, oamenii, iar șoferi. Ce credeți, că la toți șoferii, care sunt șoferi, le place șoferia? Nu, că a învățat și atât lucrează. Sau chiar luăm altă profesie, învățător, mă rog. Iar aici te chinui foarte mult dacă nu-ți alegi corect profesia. Dar te chinui de nu-ți dai seama. Dar sunteți, de fapt, de Bașne, din Cahul? Sunt din raionul Cahul, Taraclie de Salcie, satul Taraclie de Salcie. Fiind copil la școală, noi am mai avut niște excursii, așa zise, atunci, prin anii 1987, 88, 89, atunci când s-a deschis, tocmai se înființase teatrul, de la școală ne-au adus, la vreo 4-5 spectacole, mi-aduc aminte, am fost la teatru, am privit câteva spectacole, le țin minte, chiar unii actori țin minte și acum, că avem 3 colegi care sunt de la înființarea teatrului. E vorba de Aurica Țurca. Am jucat foarte mult. Era aproape de avanscenă și o băbuță care stătea la o jumătate de metru de mine, tot cu bățul ei îmi trăgea bățul meu. E Tudor Andreuță. Pentru prima dată mi s-a mânat diploma. Am cu colme fericirii. Și e vorba de Ion Furnică. Dacă sunt aplauze, înseamnă că ai făcut ceva. Dacă nu prea, păi du-te și te gândește. Care au stat din echipa aceea care e de fondare, echipa care au fondat acest teatru. Noi comunicăm cu toți, practic, din echipa aceea de aur, așa zicem noi, generația de aur a teatrului. Și uite că învățând la Soroca Colegiul de Arte, îndrăgești profesia, în institut mi-am dat seama că e a mea profesie, am jucat ca și actor, am jucat... Care a fost primul nostru rol? Primul meu rol a fost, am câștigat și cu acest rol medalia de aur, dar am câștigat-o nu eu, dar toată echipa. Este vorba de spectacolul Piept la Piept, de Ion Druță. Noi am participat la Vaslui, la un festival de umor, unde președintele comisiei sau juriului era renumita artistă
Tamara Buciceanu. Și acesta a fost primul, acela a fost primul meu rol, deci din piept la piept, Lisandro. Deci rolul lui Lisandro, bătăuș cum era. Cum v-ați simțit prima dată pe scenă? Emoții. Emoții, fiindcă în scenă nu poți avea emoții doar dacă nu simți ceva. Iar simțind ceva, sunt fiori de emoții care prin măiestrie sau prin deja experiență îi cumva depășești și toate emoțiile astea se transformă cumva în harul scenic, în harul eroului, în harul actorului, în organica vieții scenice. Acum mai aveți emoții când urcați ocazionat pe scenă? Mereu am emoții. Uite, mereu am emoții. Acum recent suntem într-o nouă montare unde am și eu un rol episodic acolo și am emoții. Cu toate că stai și te-ai fi gândit, băi, ai 20 ceva de ani de experiență. Nu ar fi un rol... Dar de fapt în teatru nu sunt roluri mari și roluri mici. Actori mari și actori mici sunt. Iar rolurile sunt toate roluri mari. Eu singur mi-am dat răspuns la această întrebare de ce am emoții și m-am liniștit când am emoții. Că am emoții, așa e normal să ai emoții. Așa că am emoții oricând. Chiar dacă jucăm noi cumva libertatea asta de exprimare, jucăm cumva lejer, discuția lejeră, oricum ai emoții. Inima bate mai frecvent, transpirația e mai frecventă și îți dai seama că de fapt sunt acele emoții. Dar spuneți-mi, în copilărie, ce fel de copil ați fost de voastră? Dacă stați de vorbă cu părinții, aflați repede. Cea mai frumoasă, nu știu, pe mine în genere, în profesie, copilăria m-a marcat. Eu și am montat sau și montez aceste spectacole pe care îmi plac și la toate spectacolele fac trimiterea copilăriei. După mine a fost, fiecare copil își spune copilăria sa a fost cea mai frumoasă. E și normal să spun așa. După mine copilăria mea a fost cea mai frumoasă, una dintre cele mai frumoase copilării. În copilărie am învățat multe lucruri. Am învățat să cânt la fluier în copilărie, am învățat să călăresc cai în copilărie. Toate deprinderile necesare într-o viață le-am învățat în copilărie. Să hoinăresc nemai vorbind. Știți, toți copiii sunt niște hoinari romantici, frumoși, de ce și sunt copii. Vorba vine din popor, deci unde ai văzut un copil cu minte și o... Ei, ia că bă, mai frumoasă se mai găsești, dar copii cu minte nu prea găsești. Așa că... să zic așa, personalitatea mea sau eu-ul meu ca și cetățean, ca om, s-a clădit în copilărie. Tibelia acolo a fost în copilărie. M-a marcat foarte tare copilărie. Practic tot genofondul, zicem, energetic, emoțional, reacțional, acolo în copilărie s-a pus baza. Pe urmă în viață deja... te realizezi. Să știi că, de fapt, arta și cultura într-un stat sunt cele mai importante și sunt pilonii societății. Și să știi și asemenea faptul că Moldova, arta și cultura poate pe alocuri mai are de suferit. Dumneavoastră, cum credeți? Care sunt plusurile și minusurile conducerii culturii în Moldova sau vectorului de cultură? Vreau să vă zic că în genere, în ultimii 10-15 ani, hai să spunem așa, cultura din Republica Moldova chiar a avut parte de niște conducători buni. Vă spun sincer. Că are de suferit, are toată lumea și nu numai în cultură suferă lumea. Și în agricultură suferă lumea. Și în economie suferă lumea. Și în medicină suferă lumea. Și în pedagogie suferă lumea. Și în inginerie. Și în toată societatea. Eu aș spune că dacă noi, că suntem așa o țară mai săracă, să zicem așa, nu suntem la nivelul civilizației europene, da? Păi dacă avem o bogăție adevărată, da, adevărată, asta este numai cultura. Numai oamenii care sunt în domeniul culturii, oamenii care păstrează
acest genofond al culturii, îl promovează, îl păstrează ca pe preluat, să zicem, de la urmași. Și iată, probabil este cea mai bogată sferă, cultura spirituală. Dacă ne referim la bogăția materială, hai să zicem, nu facem nicio comparație de nivel sau de salarii, fie în medicină, fie în pedagogie, cu alte țări, cu alte exemple, da? Nu facem, fiindcă dacă, să vă zic eu, avem multe colaborări cu colegii din România, să vă spun cel puțin în România cât are un actor, în comparație cu un actor din Republica Moldova, e cam lângă 10 ori mai mare, ca să vă dați seama așa. Eu și nu glumesc, vă spun sincer. Și nu glumesc. Dar, ca și bogăție, ca un genofond al culturii, să știți că în Republica Moldova există cultură. Iată dacă mi-ai înțeles metafora mea cumva sau exprimarea mea. Este stereotipul ăsta că fiecare actor și om de artă mai lucrează la un job și mai activează pentru a se susține financiar. Confirmați sau infirmați acest mit? Confirm, fiindcă, uite, ai dat și răspunsul, pentru a supraviețui. Anume din acest motiv de simțul sau de necesitatea supraviețuirii, fiecare artist mai face ceva. Și nu că mai face un lucru, mai face încă câteva lucruri. Fie la, zicem așa, un muzician, mai cântă și la alte nunți, mai cântă și la alte concerte, mai cântă și în altă parte. Fie un actor, mai e prezentator la o emisiune, mai e un moderator la o ceremonie, mai e un prezentator la un festival. Și toate astea doar din acest simț de a supraviețui. Doar din această necesitate. Într-un fel nu-i rău. Nu-i rău numai că... Dar nici nu-i bine. Nici nu-i bine, da. Aici este o muchie de cuțit. O muchie de peșteră. Fiindcă când te încadrezi cumva în mai multe nuanțe de a supraviețui, cumva îți pierzi din esența de bază, da. Și atunci chiar e riscantă situația. Dar din păcate, asta e realitatea. Din păcate. Păcat că un om al culturii, adică mai face și agricultură, doar cunoaștem. Face și acele legume, cresc animale, cresc livezi, doar din a se întreține. Da, da. Fiind în secția cultură ca șef pe raionul Cahula Cultură, am făcut cunoștință mai cu toată cultura raionului, unde mai toți artiștii din raion, ei mai făceau și ceva și pe lângă altele mai făceau și lucruri la cultură. Pe lângă altele. Iată, asta este o problemă gravă. Și dumneavoastră, pe lângă faptul că sunteți manager din instituție, sunteți actor, știu că aveți și un hobby foarte interesant, aviația. Hai, zbor ușor! A? Da, este dragostea mea, cea mare. Dacă aș compara-o, da? Ce e această ocupație, este dragostea mea cea mare. Uite, este așa ceva. Și de la ce a apărut? Din copilărie a apărut. Din copilărie a apărut și acum... Aproape 50 de ani stau și mă gândesc de unde, fiindcă părinții mei, bunicii mei, practic nu au venit din sfera asta, da? Nu știu ce, nu știu de unde, dar asta, dacă există o mai mare, sau să zic așa, gradul cel mai mare de a mă simți fericit, bine, nu vorbim de familie, nu vorbim de dragostea, de îndrăgostire, da, către soții sau către copii. Eu zic de activitatea socială, să zic, în societate, da? Păi este gradul cel mai mare asta. Cel mai mare. Mai mare nu am, încă nu am simțit cel puțin. Și nu cred că voi simți. Este gradul cel mai mare
Deci în oscilația plăcerii sau sufletului, nu știu cum să o numesc. Cum ați început să faceți această activitate? De fapt, ce este acest lucru pentru dumneavoastră? Fiind student și dacă toată copilăria mea și toată adolescența mea gândul mi-a fost mai, numai la zbor, eram la Soroca, student, în colegiu, când mai sus de Soroca sunt niște pante, niște pante unde zburau cu acest gen de aparate, da? Eu, când am văzut nuanța, am făcut cunoștință cu ei, deja erau și din Republica Moldova, și din Ucraina, și din mai multe părți. Eu, oricum, am luat legătura cu cei din Republica Moldova și deja revenind la, sau venind la Chișinău student, am luat legătura cu acest aeroclub și atât de prin anul 95, așa ea, iată de atunci, pas cu pas, ușor, ușor, este linia mea paralelă a vieții. Și poate o parte a antreprenoriatului. Era o glumă, un prieten din România, aviator, zice, dacă vrei să devii milionier cu aviația, trebuie să fii miliarder. Bine, acum cuvintele milionier, miliarder, tot mai des se aud în lumea întreagă, da? Dar vorbesc ca o glumă, băieții. Și acolo câștigă, cum ai remarcat, din mai multe activități, fie zbor de agrement, fie instructaj, fie școală, fie câteva ca cel puțin să-ți ajungă ca să depășești venitul cumva, în comparație cu cheltuielile. Dar eu doar nu este o așa, n-ai cum să câștigi în chestia asta, n-ai cum să câștigi bani. Ați spus și de fapt că sunteți moderator la nunți. Din nevoie. Din nevoie, da. Spuneți-ne niște cazuri speciale sau interesante sau amuzante de la acest job. Aoleu, aoleu. Toate nunțile sau ceremoniile sunt niște spectacole adevărate. Și toate originale în felul lor și toate interesante. Practic nu este eveniment unde să nu că un lucru, o nuanță, două, dar multe nuanțe interesante să nu fie. Mai în toate. Cazuri, dacă lume de peste lume, diferite, de nivel social, nivel cultural, nivel material, fiecare cu specificul său. Noi am avut un caz când așa de haios a fost că muzicienii nu puteau să se pornească să cânte. Adică ei numai porneau și din explozia emoțiilor plăcute sau de glumă. Ce se întâmplă asta? E o chestie când o doamnă, o femeie așa mai scundă cumva, dar foarte energică în nuntă și nu-i plăcea cum cântă muzica, nu-i plăcea cum chelnerii servesc, nu-i plăcea cum noi moderăm. Deci, practic, se agăța de fiecare. Și am înțeles că e cu caracter, e foarte interesant și noi am cam urmărit-o toată seara. Ei, și cumva am încercat să o prindem în jocul glumelor, în jocul evenimentului. Am crezut că e singură. Nu e cu soț, că mai sunt, vin și singuri, și bărbați și femei. Când Darul ne-a uitat să stea lângă un om înalt ca un stejar, bine, dar erau lângă 60 sau puțin după 60, când ne-a uitat, mamă, dar o diferență totală. S-a ridicat omul, soțul ei în picioare să ia cuvântul pentru miri, pentru nănași. Noi eram alături de ei, din nănaș, ea nu se ridică. Și o Ghiontea, scoală-te, uite, ne-a venit momentul să vorbim, să dorim ceva. Du-te de aici, du-te de aici. Ei, bine, a dorit el ce a dorit tinerilor, nănașilor, felicitându-i. Și la muzicant scoate 20 de lei și zice, băieți, eu vă rog frumos, cântați cântecul Nu mă dojeni nevastă, că m-o săturat toată noaptea. Dar o spus-o mai popular. În loc de săturat. Dar noi știind toate nuanțele din întreaga seară, muzicanții dacă când o vedeau se încrețeau de... Băi, când a început să nu mai începeau cânticul, se opreau, că nu puteau să-l duc până la urmă. Noi toți, toată
sala cea mare, într-o explozie de hocuri și vreo, cred că vreo 4 minute nu s-a putut opri sala, deci a fost o explozie de emoții frumoasă. Bine, omul a spus-o nu că să glumească numai decât, dar a spus starea lui adevărată. Păi și multe avem. Așa că... Interesant. Mai sunt. Deci însăși ceremoniile sunt niște spectacole adevărate. Ce vise aveți dumneavoastră? Mari. Să vă spun, acum mă focusez. Uite, m-am învățat să îmi eșalonez cumva sau să-mi ordonez cumva visele. Uite, m-am învățat viața. Și acum cel mai mare vis e să intrăm în teatru. Uite, deja ani de zile din ce an s-a început proiectul, de fapt? Din 2014, când am venit ca și manager în 2011, mă întreabă, tot așa la o emisiune am fost, probabil la Cahul Express sau cumva am fost și îmi zice, care este visul tău? Eu, lucrând anterior la teatru, știam starea sediului, știam dorința actorilor, știam dorința tuturor celor care iubesc teatru, e ca să avem un teatru normal, așa spuneam, normal. Normal ca și sediu, mă refer, nu ca și echipă. Și am zis, visul meu e să fac un teatru nou. Așa am spus-o, naiv undeva, naiv am zis-o. Și uite, des folosesc eu replica asta, să fim atenți la ce ne gândim că s-ar putea împlini. Și iată, ușor, ușor, în 2012 am convins ministerul să aloce în bugetul anului 2013, era ministru domnul Boris Focșa în perioada aceea, pentru proiectarea noului teatru. Și la fel, cu dezbateri, cu nesiguranțe, bine, hai, proiectăm noi, nu zicem nu, dar la ce, îl proiectăm numai ca să-l punem într-un saltar acolo și să așteptăm nu știu cât? Zic, nu, îl proiectăm, este primul pas, îl proiectăm, pe urmă mai vedem. După, deci, Boris Focșa, ministru, a venit doamna Monica Babuc, care, iată, prin programele de parteneriat între Republica Moldova și România, au fost careva proiecte, careva programe culturale și noi ne-am încadrat în acest program și iată, datorită acestui parteneriat între două state, iată, s-a făcut și real ideea, visul și s-a pornit construcția noului sediu. Eu am o întrebare des la interviuri, dacă nu aveai profesia de actor, de exemplu, ce profesie aveați, dar cred că la dumneavoastră e clar deja. E clar, da, e clar. Nu pot să-mi dau seama în ce dimensiune, da? Adică, bine, poate nu în aviația comercială, poate nu, dar în aviație. Se poate trăi bine în Moldova? Eu cred că se poate. Uite, nu știu de ce, mereu m-a provocat și pe mine gândul, altfel ca pe fiecare, să plece undeva, să mai fac un bănuț în afara țării, da? Și pe mine m-a provocat aceste gânduri. Dar mereu mi-am pus așa un stop, o frână, cumva, să nu dau emoțiilor frâu liber și m-am convins că se poate. Fiindcă este și logica situației în cauză. Dacă plecăm toți, hai, luăm așa o decizie toți, că în Moldova nu se poate trăi bine, zicem așa. Și fiecare om își are tendința sa organică, normală, ca să trăiască mai bine. Asta e genetic, asta e firesc să fie așa. Uite, și mereu o voce interioară îmi tot șoptea ca să nu mă grăbesc să fac pasul acesta, da? Să plec. Și atunci îmi puneam întrebarea, de ce? De ce? Și răspunsul venea, înseamnă că dacă eu trebuia cumva să fiu în altă țară, înseamnă că trebuia să mă nasc acolo, în țara aceea. Odată născându-mă aici, cred că cumva nu în zadar m-am născut aici. Nu în zadar. Și atunci, uite, știu că păreri poate fi la întrebarea asta diferite.
Și fiecare își are dreptul la părerea sa. Fiecare își are dreptul, fiindcă nu poți să-l obligi pe nimeni să-și construiască fericirea așa cum gândește el, da? Eu totuși am rămas la ideea că și aici se poate trăi bine așa, sau nu rău, să zicem așa, că noi de acum... Se poate trăi. Se poate trăi. Și bine se poate trăi, vreau să zic. Dacă cumva altfel abordezi problemele. Dacă cumva. Ce trebuie să știe un actor începător? Un actor începător trebuie să știe că succesul lui constă din 99% transpirație în scenă și 1% de inspirație. Muncă, muncă și iar muncă. Ca de altfel în toate profesiile, în toate domeniile, în toate direcțiile. Dacă nu muncești, n-ai succes. Dar ce știți acum și nu știați când ați început acest drum? O frumoasă întrebare. Da. Atunci când abia am început să îmbrățișez această profesie, să merg pe primii pași ai teatrului, știam cumva că lumea aceasta, lumea artei, lumea teatrului e ca o poveste. Iar acum m-am convins că e chiar o poveste frumoasă. Este probabil unica profesie unde ai posibilitatea să ai toate profesiile. Toate profesiile. Fiindcă, fiind actor, în cariera ta de actor, poți să joci medici, pedagogi, poeți, cântăreți. Toate rolurile sunt și ele niște profesii, da? Zicem așa. Vagabonzi, prinți, cerșetori, regi, regine, slugi. Da? Și iată, gama asta cumva atât de variată și atât de numeroasă te face să simți bine, fiecare de acum în dependență de cât simte personajul, da? Să simți și alte profesii. Și atunci îți dai seama că totuși mi-am ales corect profesia. Apropo, recent, 3 zile în urmă, câteva, moartea lui Vlad Ciobanu. Din păcate, condoleanțe. L-ați cunoscut? L-am cunoscut personal, am lucrat împreună, am lucrat 2 ani la Luceafăru și am jucat în parteneri de scenă împreună. Dânsul în perioada aceea, 98-2000, când am lucrat eu la teatru, era actor de frunte al teatrului, practic, cum se zice, prima vioară în teatru. Și l-am cunoscut personal, prietenește, am ajuns să fim chiar și prieteni. Vroiam să fac un apropo la ce înseamnă profesie. L-a întrebat pe marele Vitale Rusu, tot într-o emisiune, ce înseamnă pentru un actor când învață un rol sau îmbrățișează un rol sau altul, da? Ca să înțelegi ce înseamnă a îmbrățișa un rol, da? El a dat o explicație genială. Închipuiți ca și actor cum ți-ai scoate pielea ta pe viu. Cât suferință, da? Să închipui să te jupoi pe viu. Și ai îmbrăca altă piele, tot pe viu o îmbraci. Cam acesta este procesul îmbrățișării și intră în esență altui personaj. Un alt personaj este un alt om, cu o altă experiență, cu o altă biografie, cu o altă suferință, cu o altă gândire, cu o altă privire, cu o altă deci, poziție despre lume, despre oameni, despre tot ce e în jur. Iată, cam așa a dat o explicație genială despre ce înseamnă îmbrățișarea unui alt personaj, unui rol. Noi vă mulțumim pentru interviul acordat. Cu drag și cu plăcere. Și mult succes în continuare în ceea ce faceți. Mulțumesc, Marius, și ție multă baftă. Și noi, stimați privitori, ne revedem în următoarea emisiune Direcția Succes. La revedere! Ha ha ha.